Al naiba. E bine? Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă, bine v-am regăsit la Weekendul Horror de asemenea. Crăciun fericit tuturor, pentru că este Crăciunul, m-am decis să ne jucăm ceva de Crăciun, dar horror, să ne speriem și să zicem, ce mă, wow, ok. Este primul videoclip de pe canal, de fapt, în care anunț oficial, că a mai fost unul în trecut, dar am trecut la gaming în 2K. Avem gaming în 2K, vedem rezoluția 2560x1440, din păcate, nu o să și filmez în 2K, adică văd doar eu 2K, voi nu vedeți pe YouTube. Nu v-ați uita foarte mulți, foarte puțin v-ați uita, majoritatea care sunteți pe telefon nici măcar nu v-ar afecta, nici nu cred că există ecran de 2K pe telefon, adică, și ce zic, foarte puțin de pe calculator, nu știu, poate pe viitor să filmez 2K, nu știu, în fine. Dar momentan Full HD, dar văd eu 2K. Avem și Crimson Snow, un joc în care e ceva legat de fosta noastră iubită sau de iubita noastră care vrea să ne omoare. Da, nu e tocmai cea mai fericită chestie de Crăciun, dar hai să vedem. Damn New Game, nu m-am uitat la audio. Sunt așa întristat, nu știu, adică sunt sărbătorile și mă bucur pentru sărbători, este nașterea Domnului Iisus Hristos și așa mai departe, dar bă, parcă n-are farming, mă, fără zăpadă, adică în România nu mai ninge, uite cum e aici. N-are farme Crăciunul, nu știu, fără zăpadă. Aveți și mi se mișcă telefonul. Iubita aia. Hi, handsome. What have you been up to while you're better frumosule. Half o încetează. Mi-a zis iubita că sunt frumos și că ce am făcut. M-am uitat la TV. I'm warning you, Mark, if you watch the third season of Dark Vengeance without me, there will be blood. Te voi omorâ. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Okay. Let me send you one right now. Zice că luați ce în cerul noi. My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say that hotel had a luxurious ce vrei să vezi? Poza de la munte sau de la piscină? De la munte, da, da. The weather was amazing. There was almost no wind. It was a perfect time for snowboarding. Zice că i-a plăcut la munte. It's too bad that negotiations took so long. Și că a negociat ceva. Ia uite-o pe iubita. Bine mă, ești cea mai frumix. Trebuie să vii cu mine. Sunt îngrijorată în legătură cu tine. Nimeni nu ți-a zis că niciun fericit. De asemenea vreau să vă zic că avem o aroma ceva lui PewDiePie. Nu știu dacă e reskin, cred că e reskin, că e aceeași aromă. Dar eu schimbat-o puțin. Codura, link în descriere. Well, not exactly. Today I received a letter. Am primit o scrisoare, ia. Did someone write you a personal letter? Ți-a scris cineva o scrisoare? That's so cool. Mișto. Open it up and tell me what's inside. It's near the entrance, right? Deschide și zi-mi ce e înăuntru. Deci, da, Coduraf, aveți link în descriere. Ne dă PewDiePie aici energie. Ai răbdare, iubita, că beau G-Fuel. Ai un pic de răbdare. Acum mă duc la ușă. Chiar trebuie să stau cu telefonul la ureche, adică nu stă nimeni cu telefonul la ureche, îl dai pe speaker și mergi cu el în mână. Ok. Mai, stăm cu telefonul la ureche, că așa-mi place mie. Ok. You keep your mail at the front door, right? Gata, iubita, cum ajung, mai răbdare? Scumpule, mi-e dor de tine foarte mult. Sunt invidioasă că, sau nu știu ce înseamnă pity, că s-a încheiat de vreme. Sunt gata să-ți mai dau o șansă. Am făcut lucruri you greșite înainte. Dar nu le voi mai face. N-am pierdut, bă, ai răbdare să citezi, doamne, iubita asta. Nu poți să-i închid telefonul. Mă sparge de cap. Hai să ne întâlnim și să discutăm. Deci fosta iubită mi-a dat mesaj că vrea să ne întâlnim. Dar noi avem o altă iubită acum. Ce, mă? De la cine e? E de la Moș Crăciun. Da, e ceva impozit. E de la stat, nu te îngrijora. Problems with your taxes. I don't want my boyfriend to be locked up before we can meet again. By the way, about communication, please go up to your bedroom window. Yeah. Ah, zice că am mințit iubita în stânga sus. Am mințit-o, bă! Wow! Faza e că iubita tocmai cine a amenințat că ne omoară. Adică, cred că, nu știu dacă... Ia. Well, what do you ce vezi? See? Iubita stă... iubita se joacă cu luminile din cameră. S-a întors din Alpi. On to the second part of my surprise. But first,
Show me your festive mood. Arată-mi cheful tău de sărbători. Vine acum la tine. Hold on a second. No, 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 Mr. Grinch. Show me your Christmas spirit first. Se arată spiritul de Crăciun. Light them up in front of this window. Ia vezi pe petreiul ăsta. If you find the sparklers, l-am mâncat. Light them up by the bedroom window so I can see it. Da, 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 le-am găsit, le-am găsit. Stai așa. There it is. Sorcova vesela. All right, here's the second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Vin din Franța. Până când ai văzut prețul și n-ai vrut să-l iei. Astăzi să-l încercăm. Am petarde. Bă, fii atent, deci iubita a zis, ți-am luat un cadou, mi-ai dat și mie ceva. Iubita ne-a zis că ea are o baterie de 200 de focuri și s-o dăm la ea în sufragerie. Da, 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 ți-am luat cadou, cum să nu. Un sul de hârtie igienică. Gata, iubita, vin, doar că bate cantare vântul afară. E sub copac, sub... Mă, închidem geamul sau... What? Pleacă căldura. Mă rog. Under the tree. Mă, e un pic ciudățel jocul ăsta, mai ales că merge prea greu caracterul. Stau non-stop cu telefonul ăla și îl ține așa. Cine vorbește așa la telefon? Bă! Mi-au plecat căștile. Așa se vorbește, nu așa. Omul meu așa merge. What? Stai așa că mi-au plecat căștile. Apropo, m-ați întrebat ce căști am. Sunt de la Corsair. H80, parcă ceva de genul. Sunt foarte confortabile. Ia, mă. Ho, ho, ho. Gift for Joyce. Ce, mă? Au, o cer? Am luat cadoul acesta acum o lună. Dar n-am găsit momentul perfect să-mi cer iubita, o cer! Îi arăt inelul și apoi dau un FP3 sub picioare să bubuie. Gata, vin, bă, e enervant telefonul ăsta, eu vă zic, mă o freacă la cap, nu știu. Ai plecat din casă? Da, nu închidem geamul sus, le lăsăm așa, mă mir că a închis ușa. Te aștept, în sfârșit a închis. Ce, mă? Cum s-a făcut odată? Viscol. Ce se întâmplă, mă? Da, nu știu, vrei să-ți ceri iubita în casă la ea de Crăciun? Adică presupun că merge, doar că mă gândeam că trebuie să fie un moment mai special, sau? Abar n-am. A lăsat ușa deschisă, mă, ce se întâmplă în casele astea? Nu te primește nimeni. Apă, click stânga, închid. E ciudat rău jocul. Uneori interacționez cu itemele de pe F și apoi de pe click stânga. Ok. Vezi că e decorat frumos. Dar voi vedeți și eu ușa ăștia la casă? Adică... Dacă sparge cineva casa. Ce casa asta? I-a dat un picior și a zburat ușa cu totul. Nu, nu trebuie securizat ăștia. Sau? Ia ca cu ea tușile. Am vechiuța așa, dai, merge, merge, trașcaleta de casă. Vezi că am mai văzut cartea asta undeva. Ce râde, iubita? Cred că o să afle că am mințit-o și apoi numără. Iubita, deschizi tu ușa sau... A, ne-a deschis aici! Wow! Ce joc horror clasic! Ce joc horror clasic! Ia, iubita, nu faci de mine! Ce-a făcut, m-a scuipat pe jos? O, frate, ne jucăm vațe ascunsele. Am obosit să te aștept. N-are sens, i-am văzut umbra și acum nu aud la telefon? Mă, era altă iubita aia? You have a little mess here. I'm already inside your house. Sunt în casa la tine. What does inside your house mean? I'm standing at the door and I didn't see you come in. Hey Santa, it looks like you broke into the wrong house. Stau la ușă și nu te-am văzut? Ce, bă?
Cum stă la ușă și nu m-a văzut? Că nu era nimeni în casă. Am greșit casa. Cum nu era vis-a-vis? Mă, ceva e în regulă. Nu era peste drum, iubita? Adică era clar era ea, că am văzut-o. Era altă casă? Oh, God, bro. M-am uitat prea mult la Ice of Speed. Ah, cu petarda face lumină, bă, ce tare. Ce tare. Acum, asta e partea în care o să mă sperie. Mă știți că eu nu mă sperii, nu ne speriem de pixel pe ecran. Din păcate, o să cam stricăm vibe-ul episodului, că dacă nu mă sperii și sunt mascul alfa, vă dați seama că nu o să țip, nu o să facem. Dar asta este când ai jucat atâtea jocuri horror. E drăguță, domnișoara. Bă, poate e fosta mea iubită. Moartea reală, gen. Și a văzut că i-am primit cadou. Am mai văzut asta undeva. Îmi pare rău. Nu mă pot întoarce din călătorie înainte de Crăciun. Celebrează Crăciunul fără mine. Bă, mi s-a dus pe tarda? Bă, dar ce vibe așa de PT are. Era jocul ăla pe PlayStation. Mamă, vezi că e mișto rău. Și a fost 5 euro jocul. Adică astea făcute în Unity sau în ce sunt, încep să devină din ce în ce mai mișto. Ia, vine moșul, ce să... De cine mă ascunde? Granny, de... E scrisul lui... Nu e scrisul lui Joyce, al iubitei noastre. Cineva mă aștepta aici. Toate se vor întâmpla astăzi. Va fi vacanța perfectă. Mamă, ce frumos scrie. El vine curând. Trebuie să mă pregătesc. Îmbracă-te. Fac ăla copacul de Crăciun, zi Bradu. Și mai are câteva. Petarde, inelul și decorațiunile de Crăciun. Nu poate pleca. Este deja aici. Inelul? Cred că e, nu, da, cred că e fosta noastră iubită și vrea să o cerem pe ea în loc de iubita noastră actuală. Honey, scumpule, ești aici. Da, iubirea mea, stai aici. M-a mușcat de frunte, ce mi-a făcut, mă? Păi eram aici, eram, salut! Hello! Cred că începe... Granny, sesiunea de Granny cred că începe. Deci trebuie să mă ascund și să trec mai departe? Ce, mă? Da, deci am înțeles ce trebuie să fac. Ea ne cheamă. Honey, are you there? Da, nu sunt aici. Clar, când o să intri în cameră, nu o să mă vezi. Bem niște gifuri între timp. De la fratele nostru PewDiePie. Ia vezi și mă sperii. Mamă, ce frică mi-e, băieți, nu mai pot. Weekendul horror m-a ruinat pe viață. Te văd? Bă, sunt sub masă. Granny niciodată nu ar fi văzut. Pleacă de aici. Ia. Zică, credeam că întoarce capul spre noi. Mamă, ce tare era. Nu, iubita, nu mă vedea. Nu mă ruina, te rog. A plecat! Wow! Ce zero IQ are! Bă, sincer, nu cred că pot să o cer de nevastă. Adică, uite, știu cum mergi, zici că e beată. Zici că e spartă de băutură. Ia. Hai, mă, ieși de aici. Hai, let's go. Bă, frate, te-ai întors cu spatele! Ah, cred că ne-a pierdut, actually. Am murit iar? Nici nu era lângă mine, what? Dubla 754,32, deci aproape încă o dublă nouă. Merge ca o... Cum mai zicem? Și, e foarte ciudat, pentru că nu trebuie să ne vadă, trebuie să ne furișăm pe la spate, nu pot să alerg pentru un motiv sau altul. Mă, vezi că e cam decoltată, iubita mea. Iubita, mă, ori sunt eu nebun la creier.
De ce nu există butoane pentru nu să știu care sunt controlele? Nu există. Grafic, ok. Sunet, ok. Cameră, ok. Atât? What? Bă, la 5 euro nu-ți mai permis controle. Mai înțelegi ce zic? 5 euro, adică... Uite, am luat un pix. Ah, am luat o petardă de-aia. O, știu, frate. E ciudățescovici. Eu atâta zic. Are în toată casa peste tot. Ok. Da, pleacă ușa de lângă noi. Am mai văzut tabloul ăla undeva. Iubita! Ia! Ne sună noastră! Mark, stop scaring me. Nu mai speria, știu că ești aici. I found the Christmas tree that you knocked over. Ai dat peste copacul de Crăciun? Take off its decorations. Do you even know how long it took me to decorate it? De ce le-ai dat jos? N-am fost eu, ascultă-mă, sunt încuiat aici. Se întâmplă ceva neregulă, Joyce, ceva fricoșător. Where are you? Unde ești? If you're still in someone else's house, you need to get out of there. Trebuie să ieși de acolo. And you need to explain what's going on. Să explici ce se întâmplă. Nu mă vei crede, cred că halucinez. Mark, do you need help? I can... Wait. Stai, e cineva aici. There's someone here. GG Joyce în chat. Cred că omoară a fost o iubită. E zis lui Joyce despre halucinație, e îngrijorată. Ok. Vrea să găsesc alea trei. I got you, I got you. Mamă, dar cât de real pare. V-a zis că dacă sunteți curioși, cum este gamingul în 2K, pentru că nici eu nu m-am jucat rezoluția asta de mare, practic sunt mai mulți pixeli. Și saltul foarte uriaș este de la 2K, de la 1080p la 4K. Deci 4K cred că este incredibil de real. Dar 2K este mai sharp. Dacă ați dat vreodată sharpness pe o poză, este mai mai clar. Dar nu e diferență extrem de mare, însă odată ce ai făcut gaming în 2K, te-ai jucat în 2K, nu o să mai vrei să te întorci înapoi. Adică e, știi ce zic, e ca pe YouTube. Ca și cum ai compara, nu știu, 1080p cu 720 sau cu 480. Nu e atât de clar. Snow globe, I could feel așa. Ăsta îl iau. Ce s-a auzit? My God, a venit Granny. Exact ca în Granny aici. Bă, frate. Nici nu pot să mă aplec măcar, adică. Să mor. Sweetie, where are you? M-am urmărit prin ușă. M-am prin ușă. Classic. Cel mai frustrant lucru că nu poți să alergi. Deci dubla 100. Era exact aici. Și... ni se închide ușa. A, nu ni se închide, mă, vine ea și vine exact la mine. E un pic frustrant jocul, sincer, pentru că nu e neapărat horror. E mai mult un fel de hide and seek chestie. Where are you? Fel de granny. E foarte ciudat că nu mă vede sub masă, dar mă rog. Și... let's celebrate together. Deci din ce am văzut eu, deci nu știu, mă, că ea mă vede și cu spatele, e ciudat rău de tot. Deci eu o să plece pe acolo. În jocul ăsta, din ce am observat, trebuie să te duci de unde vine ea. Și asta e o logică pe care o puteți aplica în multe jocuri. Acolo e încuiat. Și noi practic trebuie să ne ducem exact după ea. Dacă ea s-a întors, e over. Da, sunt mort. Sau? Frate, nimic nu văd. Ok. Honey, don't make me hurt you. Mamă, îmi sparge urechile. Nu mă fă să te rănesc. Mă, sper să nu mă vadă. Ia uzi. Regele. Ok. Ne mai trebuie unul. Iubita, iubita. We can decorate the tree. E un pic mai nebunatic așa, iubita noastră, nu știu ce să zic.
E un pic mai, da, că s-a îmbrăcat frumos de Revelion, dar mamă ce unghi are. Nu le-a tăiat de 15 ani. Bun. Acu-i acu. Mamă, perfect. Zici că e pe Granny când pleacă baba aia în altă parte. Dacă ea m-a văzut aici jocul Eric, e porcărie de joc. Nu merită niciun ban. God damn it. Ah, ok. Ne urcăm pe geamul ăsta, what? Uf, frate, ce frumos a căzut. Ah, ți aude mereu un sunet ăsta de Crăciun când trebuie să iei un item. E un fel de audio cue. Ah, n-a venit după noi. Ah, cred că vine acum. Da. Sau? E ca la Granny, când arunci un item pe jos. A venit instant. Bine, nu instant, dar vine fix la locația ta. Ok. Problema e că nu știu unde e al treilea ăla. Ah, ba da, știu, mamă. Stop running away. Mamă, e nasol. Mamă, dacă puteam să salvez, era geniu jocul ăsta. Trebuie să mergem după aia. De ce mă ascund? Păi, ești un pic mai nebunatic așa de felul tău, ce zic? We are made for each other. Suntem făcuți unul pentru celălalt. Mă, nu știu ce să zic. Te pupici. Te pupici, dar ești un pic cam prea nebună pentru mine. Trebuie să fim împreună. Trebuie să ne întoarcem. Mamă, și nu știu cum să o păcălesc. Aia e problema. Fii antenă. O las să facă... sunt 0 IQ, trebuia să mă duc în capăt. Trebuia să mă duc în capătul coridorului și la dreapta, sunt mort. Exact acum ies. Dă-i talpă. Trebuie să știi doar ruta. Și, dar vezi, nu e horror, nu e nimic horror în asta. E doar un fel de hide and seek. Da. Am mai problemă aici. Mamă, cât noroc am avut. Aoleu, ce prostovan sunt. Nu era aici ușa. Holy smokes, ce frică mie. Mi-e frică să nu mor ca să nu pierd progresul, că trebuie să refac toată aia. Ia. Cadoul de Crăciun. Cu așa cutie cu decorațiuni, sunt de Crăciun de la casa lui Joyce. Femeia nebună a zis ceva despre decoratul unui copac, unui brad. Poate va fi distrasă. If I do this, then maybe she will get distracted. Ce să fac, să-mi potobesc bradul? Ce face? Holy! Interesantă tranziție. Stai să vedem. M-au luat un pic acolo. Așa l-am împodobit. Ia. Mark, I think I'm hallucinating too. I saw someone at the window. Am văzut pe cineva la geam? I'm just seeing things. Yeah. Da, văd doar lucruri. Haide să mai, da, cheamă poliția. I need to understand what's going on here. Please tell me what's going on with you. Spune-mi ce se întâmplă cu tine. Pare ca un așa, casa se schimbă și o femeie nebună mă caută. You saw a woman, right? Ai văzut o femeie? But if it's true, fine. You said I need to hide. I'll do that and then. M-a auzit pe cineva.
Zice că iubita noastră ne crede, Joyce, ne crede. Măcar nu e genul de joc unde zice că bă, ești nebun și nu vezi, ea halucinezi și nu se întâmplă nimic. De fapt, e mișto că data asta vede și ea. Știi, și împărtășim amândoi toată nebunia. Și acum? Now what? O să-mi iau un jumpscare aici. 3-2-1? Ah, clasic. Al naiba. Iubita? Da. Mă, ce se întâmplă? Ferească-mă Dumnezeu. Ah, am dus-o la copac și acum e distrasă. Nu te du, mă voi întoarce. Ce face, mă? Ferească-mă Dumnezeu. Dacă așa e să iubită, nu mai vreau. Vreau să mă duc acasă. Hai mă, glumești, dai un picior la ușa asta să sparge cu totul. Are you serious right now? Cred că o să cadă de undeva din tavan sau ceva de genul. Dintr-un vent de ăla. Ăla de taie. Frumos, frumos. Basementul, clasic. Un clasic, desigur. Jocurile horror și basementul. E ca shawarma fără sos, adică nu, gen cu sos. Basementul pentru jocurile horror e ca și cum pui sos pe shawarma. Nu merge, adică nu alunecă fără sos. Ia zi, iubita, ce se mai întâmplă? E aici? Nu mă atinge, nemernico! Ciu, i-a dat cu FP3-uri! I-a dat cu petarde! A dispărut. Da, dacă a dispărut, de seara că vine la mine. Nu halucinăm. Nu e om. Mă ascundeam cum ai zis. Am avut timp să mă ascund, să mă pregătesc? I launched fireworks at her. I-am dat cu petarde. It seems to have scared her off. Se pare că a speriat-o. I don't think she likes bright lights. Nu-i plac luminile. Try to find something similar. Maybe that'll help you. Poate asta o să te ajute. I don't think she's doar fosta mea iubită, adică e om, crede-mă, dar doar că e iubita mea un pic mai nebună. O cunoști? Nu. Da, trebuie să găsești ceva ce e așa. Okay. Zici, i-a zis că trebuie să găsești și eu niște petarde. Hai că vom trece prin asta. Mark, she can come back at any moment. Se poate întoarce, ce fac? What should I do? Find a flashlight and more fireworks. I'll try. God, I hope it works. Gata, iubita, e că trebuie să închid aici, că... I don't think they'll arrive here fast enough in this weather. O să sun poliția, dar nu știu dacă vine repede pe frigul ăsta. Be safe. I love you. Te iubesc. Mama, iubita. Și eu te iubesc. De aici până la lună și înapoi. Acum vine la mine. A doua iubită. Clasic două iubite. 4, 5 trebuie să am. Uite ventul. Și a dat vent impostorul. Asta e partea în care eu o să mă sperii, știi? O să fac o reacție fake, deci pregătiți-vă. Cum mergem? Wow, ușor cu fusta aia, iubita. O să se transformă în alt tip de video. Poți să dau și o vent cu tine? Nu? Ok. Amazing! Bun, păi trebuie să pornim niște generatoare ca să deschidem o ușă. Probabil o să ne omoare de 3, 4, 5, 6, 7 ori. Aha, conform calculelor mele aritmetice, ipoteneza împreună cu cateta, da, ajungem la concluzia că o să ne dea acum un kill rapid. Băi, iubita, ești așa flexibilă, de-aia te iubi mult, eu să știu. Acum zbori? Ia uite, bă, ce vrea să mă îmbrățișeze, bă, trebuie să o apreciezi. N-ai ce să-i mai face, GG's. Ah!
Hai să o lăsăm să-și facă show. Văd că pleacă la dreapta. Bun, și văd că se întind cablurile, unul la stânga, unul la dreapta. Nu știu ce e acolo. Aici ne-am ascuns noi. Faza e că nu știu ruta ei. What, un om mort. Fosta mea iubită, fostei mele iubite, nu i-a plăcut vremea cu soare, însorată, norată, it was the list of her problems. Your vision is deteriorating. Și că nu mai vede bine. Ți-a revenit vederea. Și să zicem. Cel mai probabil vine încoace că s-a auzit ceva. După care trebuie să ne ducem pe unde vine ea. Și nu știu cum o păcălim, că trebuie să fac stânga. Aia e problema. Aici chiar nu știu cum o să abordăm situația. Deci fiți antenă. Da, deci pleacă iubita. Pa, pa. Și nu știu exact că în capăt noi trebuie să facem stânga și pe acolo se duce și ea. Știi? Cred că o aștept aici. N-am idee exact ce cap are și cheială. A, uite, fii atent. Ok. Mă, s-a întors? Lol, și-a schimbat ruta, ați văzut? Nu mai vine deloc aici. What? Mama, a ieșit din vent. Fii antenă. Pot eu să mă bag așa? Și să văd exact când trece? Cred că da. Când a trecut pe aici. Most likely. Craniu. Ritual satanic. O aud din spate. Am trecut de ea. Ok, făcut interesant harta încât să poți să-i dai juke, adică e... Cred că m-a auzit, habar n-am. Chiar am văzut alea pe jos. Wow, ce s-a întâmplat, mă? A, cred că am electrocutat persoana asta? Ba, nu. Mamă, trebuia la masa aia de acolo, oare? Nooo. Wait. Ce picioare are, plutește. Trebuie să mă pregătesc. Păi stai, m-a prins, trebuia să mă prindă, deci. What the freak? Uai, nu m-a băgat în seamă, fii atent de prima oară în joc când alerg. Dar nu alerg, merg așa ușor la pas, ce zic? Ia uză-mi. Bă, da. Nu, e bine. Abar n-am dacă vine încoace, nu vine. Mamă, vezi că am două petarde de alea. Holy smokes. Ce era băgată cheia aici, lol? Lolichez, this key will help you open the decorated door. Acum gata, nu mai fugim. Clasic. Dar zic că nu e aici la stânga, la dreapta. Nu știu, a rămas ocupată. S-a deschis fără cheie. Petarde. FP3-uri. O întreagă cutie cu petarde. Cu artificii, mă rog. Dacă e pregătită, dacă e într-adevăr, este frică de lumină, asta ne va fi de ajutor. Poate pot să pun o capcană. I need to find something that can distract her. Where did she hide my ring? Unde mi-a ascuns inelul? O barnă. Brr, brr. Auzi. Mark, are you there? Are you okay? Bună. Sunt în regulă, cum ești tu? I scared her away, Mark.
This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now... Știu când se întoarce. Acum a dispărut. What about you? Do you have any news? Ai noutăți? Good news. Vești bune? Cadoul meu pentru tine l-a luat. Ah, inelul de logodnă ni l-a luat, mă. Why does she need it? This doesn't make any sense. N-are sens de ce ți-ar lua cadou pentru mine. There's no time to think about it right now. I called the police. I don't know where you are right now. So, I gave them. Am chemat poliția, le-am dat adresa mea. Find a window they'll be able to see you from. Găsește un geam la etajul, la al doilea etaj. Ok. Știu exact ce se întâmplă. O rangă. Ai lift ăsta? Eu am crezut că e vent. Wait, nu. E lift, mă, de alea de mâncare sau ceva de genul, de rufe. Dar ăsta nu cred eu că el poate să care atâta greutate. Nu cred că în viața reală care așa mult. Adică o întreagă persoană, 70 de kg, 80. Da, e de rufe. Vezi că e interesant asta, știi? Adică spală rufele aici, le bagă, bum, le trimite jos... Interesant. Aud poliția. Das Polizei kommen. Hopa. Frate, deja a ajuns poliția, fii atent. Sunt aici, băieți. Fraților, m-ați găsit. Auzi? A ajuns poliția. Și s-o udemă. Bat tarabanele. Veniți aici, vă rog. O, la petarde. I see the light in a nearby house. Is that you? Tu ești acolo la etajul 2? I don't think they've noticed you. You need to find another window that's more visible so the police can see you. Da. Hai că vine acum, doar că o să fie fosta iubită, dacă știi ce zic. Sigur e aici. Așa mergem. Ce are, mă? Au, un pușcă. Mă, ce? Cea mai înceată tranziție ever. Oana, băga pe ăla prin geam. Ai văzut? Au murit cu toții. Frate, chemează Terminatorul. O să fim în regulă, putem face asta. A aruncat un polițist pe geam. Poate are o armă pe corp. Ok. Da, trebuie să chemăm Terminatorul, gen. Exorcizarea. Credeam că e o petardă. Understandable, have a nice day. Ce e asta? Bă, da, e doar lui iubita de noi. Mark, how are you? Abia am vorbit, femeia mea. Am găsit un telescop. Telescope, what do you mean? E dreptat spre casa mea. Ne spiona. She was spying on me. I thought so. All this time. Interesată de tine, nu de mine.
You are connected to her in some way. Ești conectat cu ea. Mark, tell me. Cunoști femeia asta? Do you know this woman? O să zic adevărul. We used to date. Holy shit, era fosta mea iubită. You were dating? Why didn't you say this before? De ce nu mi-ai zis asta înainte? Am realizat că e ea până am văzut dovezile. Tell me about her. Spune-mi despre ea. Am realizat că era nebună. She was mentally unwell. Era nebună. Și a trebuit să ne despărțim. So that's why you moved here from your city. De-aia te-ai mutat în orașul ăsta. În ultimul an sănătatea s-a deteriorat. Lucruri ciudate au apărut. So this monster wants you back. Monstrul ăsta te vrea înapoi. Îți mulțumesc că mi-ai zis. N-avea niciun sens să o mințim, deși am mințit-o la începutul jocului, că nu știam exact cum e treaba și ziceai așa că părea un pic mai nebunatică. M-a urmărit tot timpul ăsta, dar n-are sens să o mințim, adică mi-a venit să spunem adevărul. Gen, n-are rost să mergem cu minciuna până la capăt. Și sunt un plombă cu cheile astea, sunt sfințite. O cheie de la coridor. It will lead me to take the gun. Mama iubita, știu că ești îndrăgostită de mine, dar nu mă spiona chiar așa. Ok. Eu mai sunt și nebun, că stau foarte aproape de ecran. Adică eu la o palmă și un pic de mine ecranul. Mamă, să vezi hide and seek aici. Joacă hide and seek-ul ăsta. Joacă hide and seek-ul ăsta. Let's... You cheated on me. How is she better than me? M-ai înșelat. Cum e ea mai bună decât mine? Cred că trebuie să dăm un mașalier, nu? Gen cu spatele, sau? Mamă, și-a schimbat rochia, ești nebun? Și-a pus rochia de mireasă, de ce? Stai să vedem că trebuie să tranziționăm prin niște camere. Asta oricum se întoarce fără să știi ce se întâmplă. What? Cine a deschis, mă, ușa? Mamă, o să mă vadă. Aici se teleportează. Nutcracker. Nu mă voi întoarce, nu poți să-mi urmărești familia, nu-i răni, te rog, ei nu știu unde sunt eu. Și ea zice, ea sublinea doar cu te iubesc. Și zice, el mă iubește, adică n-a citit nimic. N-a interesat-o nimic din spusele mele. Aici ar trebui să ne dea un jumpscare, că de obicei se teleportează. Nu știu ce se întâmplă aici, dar ok. What is going on? Am crezut că inelul era pentru mine. Dar tu nu mă mai iubești. Cum merg pe aici și nu mă vede? Nu ți-l dau înapoi, al meu. Bate inima foarte tare de ce lângă mine. Mă, dar pleacă sau? Nu înțeleg ce se întâmplă. Da, uite, era acolo. Mă, nu văd nici nimic după care să mă ascund.
A, plânge, iată. A, shit. Bră. Ce puteam să fac? Eu n-am văzut astea pe jos, aia era chestia. Deci trebuie să navigăm. Era să zic, navigăm. La perfecție. Închidem ușa. Dați și voi un like dacă n-ați dat până acum un subscribe, e de apreciat. I-am luat pistolul. How are you? What's going on? Ce se întâmplă? I-am găsit arma. It's good that you feel optimistic, just be careful. Ai grijă. If you decide to shoot, it will be loud. Va fi zgomotos dacă tragi. She will hear and will come for you. Vine după tine dacă te aude. Mark. Sunt Markiplier. Do you have a minute? Ai un minut? Da. Zi. Can you tell me what was in your gift? I know. Ce cadou tău? Ce cadou aveai pentru mine, gen de la furat? O petardă era cadou. Dacă nu supraviețuim, măcar spune-mi ce cadou. Nu. Păstrăm secretul. Nemernicule. Okay. Then we'll meet again and I'll find out what this stupid gift is. Să aflu eu care e cadoul ăsta stupid. Hai mă că e un joc, se termină cu bine, nu? I-am zis că nu o să-ți spun că supraviețuim noi și îți dau după cadou. Ok. Scumpule. Mamă, are putere de astea paranormale. Vino aici. Eu nu avem niște petarde, trebuie să dau cu ele din buzunar non-stop. Now is the chance. Trebuie să vedem care e șansa. Aici nu prea îmi place că e prea grea tranziția, trebuie să se bage mai repede. Mă, dacă împușcăm cu pistolul, nu moare direct, adică... Înseamnă că nu e om, avea dreptate. A, uite mă ușa aia. Da, avem gloanțe, că am luat doar arma. Ia. O, cadou, îl luăm la loc. Este obsedată cu inelul. Dacă îl pun sub copac, va crede că îi atrag atenția, aha. Și o să creadă că e al ei. Mă, pentru un joc la 5 euro, e ok, sincer vă zic. La mine 5 euro. Mark, I heard gunshots. Are you okay? Ești în regulă? Chestia asta nu-mi place. Că noi practic ne oprim și stăm să vorbim la telefon. E prea mult, mă enervează. Vrea să mă prindă. Did you find my present? Good. Mi-ai găsit cadou, bun. You know, she stole my Christmas decorations for a reason. Mi-a furat decorațiunea de Crăciun. Like she's obsessed with spending Christmas with you. Vrea să petreacă Crăciunul cu tine. Maybe if you put a present by the Christmas tree, it will distract her. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. O să pui artificiile peste tot. Please, be careful. Bine, ea ne-a zis deja ce noi știam, adică pentru cei care n-au citit textul când luau inelul. Dacă luau inelul și dădeau skip instant, te sunea ca să ți reamintească că, bă, vezi că trebuie să-l pui sub copac. Dar noi citisem deja asta. Când am luat, am luat inelul, da. Bun. Ok. Bun. Yes. Mai ales pe mine. I-am făcut cadou, bă, moartea ei. Thank you. Mulțumesc. Acum ce zici să mă lași în pace? I'm waiting for you. Te aștept, scumpule.
Chelioasă, pleacă de aici. Mamă, e battle-ul. Unde e, mă? A, uite. Cred că trebuie să tragă în ăstea. Ce se întâmplă, mă? Mă, ce? Trebuie să trag în ele, dar nu știu unde sunt. Au explodat singure? What? A, uite mă, aici eram. Iubita, vină în coace. Și mai e aici una. A, uite mă, ok, continuam, mă dusesem eu greșit. Bă, dar mi le sparge ea, what? De ce? De ce mi le-a spart? Stai mă să mă duc eu de unde a venit ea. Mă, ce se întâmplă? Opa! A murit? Wow! Exorcizarea e completă. Ne-a dat flashbang. Ia uite-o! Iubita! Dă-mi el înapoi! Cealaltă iubită acum? Bă, un lucru e clar! Ușile s-au deschis! Doamne, doamne, Mark, te iubesc! Vine la casa mea! Îți garantez, nu te vei pierde! Un lucru e clar! Trebuie să-i mulțumim fostei noastre iubite, ok? Pentru că acum 100% iubita noastră o să spună da în momentul în care îi dăm inelul. Chiar am și zis la început de joc, bă, cum putem să-i dăm inelul fără niciun fel de eveniment? Ei bine, uite evenimentul. Genul o să țină minte tot restul vieții ei, niciodată nu mai uită. Clar, rata de succes acum pentru da e 100%. Dacă înainte poate era 90%, acum e 100%. Cred că trebuie să sunăm poliția. Ah, cred că a dat ea cu artificii ca să vedem. Mă, da, deși atent, casa ei nu era peste stradă? Deci ne-am greșit casa? N-are sens, eu nu știu în ce casă locuiește iubita mea. Ceva e în regulă. Adică ea locuia acolo? Explicați-mi în comentarii cum am putut să greșesc casa. Bat clopotele. Mă, ce se aude? Hai să mergem acasă. A, se uit clopotele de-am căsătorit. Nu-i dau cadou, nu-i propun nimic. Dacă ăsta e finalul... Mamă, bră, după toată lupta aia, nu vedem și noi măcar scena în care îi propune. Și ea zice că da și chestii. Sunt dezamăgit. Dezamăgirea mea este de necomparat și ziua mea e ruinată. Bă, jocul a fost frumos, a fost horror. A fost cât de cât acolo, am trăsărit așa un pic de tort, dar nu prea mult. Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. De asemenea, jocul acesta a fost pentru Crăciun, să ne speriem puțin. Deci, Crăciun fericit tuturor, aveți codul RAF, 12% reducere pe G-Fuel dacă vreți să încercați arome noi. Asta cu PewDiePie pe care vă top, bă, nu era, e destul de bună, este acțișoară. Geodea în deschidere jocuri mai ieftine, ne auzim la viitoare. Pooo!